Vine Paștele, iar în acest an vom fi nevoiți să drămuim fiecare ban, căci masa tradițională va fi un adevărat efort financiar. Inflația a scumpit tot, de la carne la verdețuri. Iată prețul uriaș cu care se vinde acum, cu mai puțin de o lună înainte de sărbători, un kilogram de miel, dar și cât am putea plăti pentru restul bunătăților de pe masa de Paște. Ne așteaptă cel mai scump Paște din ultimii ani. Din 2022 și până în prezent, prețurile au fost majorate cu 10%. Din păcate, vom cheltui mai mulți bani pentru masa de Paște de anul acesta. Asta pentru că un kilogram de carne de miel s-a scumpit foarte mult față de 2022. Din această cauză, numeroși români vor să înlocuiască acest tip de carne cu pui sau curcan. Iar masa de Paște va fi jale cu ea, fiindcă și amărâtul ăla care stă în câmp, paște oile, animalele, tot, stă în niște condiții deosebite. Lupii, șacalii, să ai grijă de toate, intră peste tine, te mănâncă, te omoară. Fiindcă e normal să vină lupii din pădure peste noi, fiindcă noi, românii, ne-am dus în pădure, am tăiat pădurile. Le-am vândut, le-am procopsit pe jegurile ăștia de austrieci. Deci mai permite românul să pună carne de miel pe masă? Nu știu, nu cred. Nu cred, fiindcă va fi scumpă. Va fi scumpă și... Bine, tradiția este tradiție. Oricare om ar vrea să cumpere o bucățică cât de mică. Va fi mai sărăcăcioasă și cu mai puține produse, dar, în general, oamenii gospodari se îngrijesc mai din timp. Fac un fel de economii sau un pic de economii, după aceea cumpără mai puțin, mai din toate, le combină și fac ce fac. Dar, oricum, nu va fi... belșug prea mare, asta e părerea mea. Considerați totodată faptul că carnea de miel își va găsi locul pe masă? Carnea de miel va fi probabil mai scumpă, nu probabil sigur, decât anul viitor în nota generală, cum spuneam la început, numai că știți, asta depinde și de înțelepciunea ciobanilor, pentru că la un moment dat or să rămână și cu ei nevânduți, pentru că omul nu-și mai permite să dea 2-3 milioane pe un miel și dacă se va aduce din astea la supermarketuri, tot la prețuri de 40 de lei vor fi, cum a fost și anul trecut, așa că... Mielul de Paște va intra în categoria delicateselor anul acesta și asta pentru că puțini își vor permite să cumpere unul întreg. Și ouăle și laptele, produse care nu pot lipsi de pe masa de Paște, vor fi mai scumpe în acest an. Produsele esențiale pentru masa de Paște le găsim astăzi în piețe, dar și în supermarketuri, cu 30% mai scumpe decât anul trecut. Dacă în 2022 cumpăram un kilogram de miel cu 30-35 de lei, anul acesta se estimează că îl vom cumpăra cu 40-45 de lei. Asta înseamnă că pentru un miel de 15 kilograme, românii vor scoate din buzunare în jur de 675 de lei. Cum considerați că va arăta masa de Paște a românilor? Mai sărăcăcioasă? Care m-au pe cineva la țară, mai bine. Care iau un oraș, vai de ei. Au crescut prețurile foarte mult și probabil la jumătate din ce a fost anul trecut, cred eu. Totodată considerați că se va regăsi carnea de miel pe masa românilor? Mai puțin decât anul trecut, cu siguranță. Și ouăle s-au scumpit față de anul trecut. Prețul mediu ajunge la 1,5 lei pe bucată, respectiv scumpirea este de 45-50% față de anul trecut. În ceea ce privește laptele, acesta a suferit schimbări de preț de aproximativ 3 lei față de anul trecut. În supermarketuri, un litru de lapte ajunge să coste chiar și 9 lei.